Dacă spuneam ceva de genul, ok, aștept să văd ce o să scoți din tema asta, poate aș fi simțit o provocare. Dar acel empower, pentru că eu mi l-am tradus într-un anumit fel, nu m-a făcut nici până în ziua de astăzi să-mi îndeplinesc task-ul. Și pentru că mulți dintre voi învățați coaching, se întâmplă la fel și în procesul de coaching. Și am fost coachii pentru foarte mulți oameni. Odată în procesele de formare, când implicit lucrez cu colegii tăi și e bine să vii cu subiecte reale, alte dăți am cerut coaching de la persoane din piață pentru că îmi doream să fac mai mult pentru mine sau pentru compania mea. Alte dăți m-am supus de curiozitate, vreau să văd cum lucrează un om sau altul și mă întâlneam cu ei pe un anumit, subiect și am avut oportunitatea să văd un număr foarte mare de coach care mi-au fost coach de-a lungul celor 8 ani. Și îmi dau seama că invariabil folosești cuvinte. Toată lumea, nu știu dacă școala normală mai puțin, dar alte școli insistă foarte mult spre a găsi acea întrebare puternică. De multe ori o întrebare puternică poate să fie, și ce? Nu e mare filozofie. Nu spun niciun cuvânt când spun și ce, care ar putea să fie tradus într-un fel în mintea clientului meu. Și asta m-a dus la ideea că, ok, și coachii au nevoie să fie productiv de două ori mai mult decât alți oameni. Odată, pentru că și ei sunt antreprenori, marea majoritate, și fiecare ne dorim să producem un anumit rezultat. Pe de altă parte, au clienți care vin tocmai pentru a-și îmbunătăți această productivitate. Și aș putea să spun că poate din entuziasm metodei, poate din faptul că piața a fost într-o creștere, coaching a fost un pic overset în România. Pentru că primele reclame și primele articole erau, poți să câștigi 5.000 de euro fiind coach într-o zi de muncă. Sau poți să îți îmbunătățești performanța cu peste 700%. Că nu e antreprenor să-i spui, măi, de mâine poți să fii peste 700% mai productiv și să zică nu. Întrebare, după ce s-a așezat pe scaunul de coaching, el chiar o să fie mai productiv? Voi, și de aici și cumva un sentiment de responsabilitate pe care îl are coachul, care, dacă suntem foarte atenți la ceea ce spun toate școlile, coachul nu trebuie să aibă această presiune, el trebuie să fie liber, el este acolo pentru client. Responsabilitatea este a clientului, dar în aceeași măsură, marea majoritate a școlilor ne învață că în procesul de coaching avem și un proces de modelare. Clientul învață de la noi să fie punctual, să se concentreze, pentru că noi suntem prezenți acolo și ne concentrăm pentru el. Nu gândim pentru el. În momentul în care, și nu știu câți dintre voi aveți o practică atât de avansată, în momentul în care începi să gândești soluții pentru client sau să gândești ce întrebare să-i pui, mare parte din procesul de coaching este compromis. De ce se întâmplă lucrul ăsta? E greu de explicat în cuvinte, pentru că, așa cum spuneam și mai devreme, nu există o definiție pentru coaching. Bineînțeles că stând în prezența foarte multor coach și având privilegiul să-i cunosc pe John Whitmore și pe Tim Galloway mai mult decât ca participant la o conferință, am lucrat alături de ei, am petrecut timp liber alături de ei și mi-am dat seama că coaching-ul nu poate fi prins într-o definiție. Da, putem să spunem că este ceva sau că este altceva, dar coaching-ul este acel spațiu care îl creezi între întrebare, tăcere și răspuns. Este un spațiu sau un timp sau amândouă, este un flux pe care fiecare, în momentul în care stai acolo și indiferent că ești coach sau client, ești cu toată atenția și cu toată prezența, te conștientizezi și te responsabilizezi pentru tine. Nu este ca nu știu, alte proiecte în care, sau metode de transformare în care te duci, cineva stă și pompează entuziasm, hai că poți, hai cu tata, hai ce bun ești, ce mare și ce frumos. Un
coaching, poți să-ți dai seama că nu e nici mare, nu e nici frumos, poate ești mai prost ca alții, dar trebuie să trăiești și cu lucrul ăsta. Și până în momentul în care și coach și client nu ajung la concluzia că, domne, ăsta sunt și nu ceea ce, cum să zic, ce cred eu că sunt mă definește, ci modul în care mă manifest, modul în care iau această interacțiune și o transform, este cea care produce rezultate. Ca să ne întoarcem ușurel la, la ideea de productivitate. Și productivitatea, clar, este legată de ce așteptări avem noi față de rezultate. Și aici putem vorbi de mai multe lucruri. Unul dintre ele la care mă gândesc este că dacă ea este un indicator, înseamnă că putem să o măsurăm. Și asta este o veste foarte bună. Pentru că în momentul în care putem să numărăm, să măsurăm, putem să ne cuantificăm progresul. Și să vedem dacă ceea ce obținem ne este satisfăcător sau nu. Unde vrem să ajungem este o... cum să zic, o alegere personală. Pentru că eu poate vreau să fiu antreprenor de dragul timpului pe care mi-l câștig și a unei sume de bani, iar altcineva vrea să fie antreprenor ca să ajungă la o cifră de câteva sute de milioane de euro și să fie, nu știu, on top of the world. Orice se poate obține. Rezultatul este cel pe care mi-l impunem noi și cel în care ne simțim satisfăcători. La fel poți să fii coach și să ai 2 clienți pe săptămână sau poți să fii coach și să ai 2 clienți pe zi. Depinde foarte mult, dar nu înseamnă că ești un coach mai slab sau că... important este unde este limita pe care ți-o dorești. Și în cu productivitatea, unul dintre... una dintre probleme este cumva că intrăm invariabil într-o competiție cu ceilalți, în loc să fim pe drumul nostru. Acum, ok, măsurăm. Dar ce măsurăm? Pentru că și în organizații de foarte multe ori, când spunem productivitate, nu luăm în calcul toți factorii. Așa, poate să zică cineva din ce s-ar, cum ar trebui să arate productivitatea? Cum ar fi să o calculăm? Cred că depinde de domeniul în care ești. Poate dacă lucrezi în vânzări, cred că aș putea cuantifica productivitatea, câte produse am vândut sau câți clienți am gestionat. Așa. Cred că depinde de rezultate. Cumva pentru mine productivitatea se traduce în rezultatele pe care le-aș obține în munca. E o variantă și da, cuantificăm rezultatul. Rezultatul care poate să fie un număr, dar unde e costul? Costul? Da. Cu ce cost obțin rezultatele? Probabil atunci când evaluezi, când te uiți la care sunt rezultatele, evaluezi și atunci vezi și care au fost costurile. Costurile le știm pe tot parcursul. Uneori nu le luăm în calcul, pentru că de cele mai multe ori costul îl simțim când băgăm mâna în buzunar și scoatem ceva de acolo. Da, sunt mai multe. Sunt mai multe. Cea mai simplă formulă de la productivitate că este egală cu ieșirile supra-intrări. Da, deci cât am cât scot, cât doar că nu cuprinde tot, pentru că în momentul în care îi dai unui om să zicem care lucrează în finanțe, aceasta se va uita la ce poate să măsoare cu cifre. Munca, timpul, energia, informația lipsesc din această formulă. Și atunci va trebui să le înglobăm undeva și ca să fim cu adevărat productivi.
este nevoie să ne luăm în calcul toate costurile, nu doar cât mă costă transportul până la locul de coaching, nu cât mă costă chiria, ci câtă energie, cât efort, cât mă consum eu pe mine ca să obțin lucrul respectiv. Pentru că dacă mă uit la viața mea din punctul ăsta de vedere, s-ar putea să constat că, ok, pot să câștig o grămadă de bani, dar sunt total neproductiv. Pentru că la sfârșitul zilei nu mai am energie să fac absolut nimic. Nu mai îmi trebuie nici să văd că am o familie, nu mai îmi trebuie nici să văd că, vai ce grădină frumoasă am, care grădină. Singurul lucru pe care îl văd când ajung acasă este patul. A doua zi dimineață, care grădină? Deși e adevărat, am o terasă, am un balansoar, pot să stau acolo, să-mi iau, dar nu. Am în continuare o cantitate de muncă și de efort de depus. Și aici, din afară, poate să pară, domne, e super productiv. Vă zic eu cine e super productiv. Am înțeles că la Andy Secchi, la Bootcamp, a venit anul acesta un tânăr care avea 27-28 de ani, ceva de genul acesta, și care muncea cam o oră pe săptămână și făcea un profit de 50.000 de euro pe lună. Și asta, ok, aș putea să trec la un model bun de a mă raporta la productivitate, dacă urmăresc să am bani sau dacă îmi doresc să am bani. Așa că e bine să ne măsurăm cât de productivi suntem, dar este bine să vedem unde așezăm fiecare element. Pentru că, evident, o să ai bani pe care trebuie să-i investești, o să ai timp pe care vrei să-l trebuie să-l aloci, o să ai energia pe care o consumi și de multe ori un rezultat care este material și care este palpabil vine cu un cost energetic foarte mare, foarte mare, de un consum intern foarte mare. Și lucrul ăsta se întâmplă și cu clientul și cu coachul. Și individual cu fiecare au proporții diferite, pentru că sunt oameni și ați văzut, fac lucrurile, ok, și foarte multe și foarte frumoase și sunt tot timpul plini de energie, sau sunt oameni care au rezultate foarte frumoase, dar sunt tot timpul absenți. Pentru că toată energia lor este consumată și nevalorificată. Un principiu care ne ajută foarte mult este, evident, principiul Pareto. 20-80. Ești productiv când 20% din eforturi produci 80% de rezultate. Dacă balanța se schimbă, ar trebui să spui foarte multe semne de întrebare despre modul în care produci rezultate. Pentru că nu există această nu există acest lucru că rezultatele le poți obține doar pe efort. Este o credință. Este un lucru pe care noi mi-l spunem. Un discurs pe care îl avem în mintea noastră. Și aici trebuie să vă mărturisesc un lucru pentru a fi complet autentică. Probabil că sunt una dintre cele mai puțin productive persoane pe care le știu. Motiv pentru care joia viitoare voi merge la un curs de productivitate și eficiență. Și mi-am dat seama de acest lucru pentru că eu fac foarte multe. Conduc două reviste, organizez vreo 20 de evenimente pe an, avem la fiecare între 60 și 100 de persoane care vin. Un portal care are 10.000 de vizitatori care își caută informații. Deci dacă mă uit la viața mea din exterior, cineva ar putea spune God she's got it all. Ce ar mai putea să-și mai dorească? Pe de altă parte, dacă mă uit la ceea ce spuneam, la cât efort și cât consum din mine pun în această... Sunt sigură că vreau să-mi schimb balanța. Și sunt sigură că nu voi aștepta. Dar ca să pot să fac lucrul ăsta, trebuie mai întâi să conștientizez. Și aici este unul dintre rolurile pe care le-au coachii. Pentru că oamenii vin pentru productivitate și acolo e nevoie să-l ajuți pe om să-și schimbe, să-și schimbe conversația despre ce înseamnă productivitatea lui, despre
ce este dispus. Pentru că da, viața nu este egală, nu este constantă, nu e ca o... Nu e ca un patinoar în care lucrurile sunt tot timpul egale.